Mergem mai departe, avem o domnișoară, un îngeraș de fată, cu un păr lung și blond. E ca un vis de vară. Cântă la pian, scrie poezii. Îi place să improvizeze linii melodice. E o visătoare și, bineînțeles, e foarte, foarte talentată. Numele ei... Naia Maria Nicol! Pentru dumneavoastră în această seară! Ia uitați-o! Ia uitați-o! Cupletele în vânt! Bună ziua! Bună seara! Hei, Maria, a venit Moș Nicolae la tine? Da. Ce ți-a adus? Multe dulciuri. Multe dulciuri și mai ai? Da. Mai ai? Când vii la școală, să-mi aduci și mie, te rog frumos. Mă aduci? Eu sunt la școală. La atelier. La atelier. Mi-aduci și mie? Da. Da? Promiți? Da. În sfârșit vine moșul și la mine. V-am lăsat! Maria, ești o dulceață de fărtiță! Aplauze, vă rog frumos să aplaudați! Este incredibil! Vreau să vă spun că la doar 5 ani să ai așa control asupra vocii și să stăpânești emoțiile, pentru că ai fost extrem de calmă și sigură pe tine. Asta arată că ai stofă de vedetă. Așa e. De artist! Aplauzat, aplaudat! Și nu-i doar vedete, este artistă! Mai mult decât atât! Felicitări! Și de-abia aștept să văd ce-ți aduce Moș Crăciun, pentru că meriți tot ce mai frumos pe lumea asta. Și să nu uiți de bombonica pentru mine. Te rog! Aplauze pentru Nicol! Aplauze pentru Nicol în această seară! Mergem mai departe!